être. Donc. Allez, viens. Voilà. Ah. Ah, bête, comment il est drôle. Ah. Pentru unii, relația de cuplu înseamnă stabilitate și fericire, în timp ce pentru alții înseamnă un prilej de trădare. Iar când patru vieți se încrucișează, lucrurile pot lua întorsături neașteptate. Bună seara, sunt Ernest și veți înțelege totul în minutele ce urmează din ochii din liceu. Vă prezentăm povestea pe scurt. Nicoleta și Vlad erau un cuplu fericit. Nimic nu părea să meargă rău în relația lor. Nimeni nu părea să aibă o viață mai frumoasă decât ea. Doar Adrian și Alina, a căror chimie depășea orice limite, cunoscute sau necunoscute de om. Totul se schimbă când Nicoleta și Vlad încep să suspecteze că partenerii lor trăiesc vieți duble. Ei au decis să se prezinte la sediul ochii din liceu pentru a-și împărtăși povestea în fața lumii, în speranța că vor găsi ajutor. Priviți povestea Nicoletei. Eu și Vlad trăim o poveste de dragoste ca în filme, până când, acum două luni, ne-am găsit fire de păr și aten în mașină. Păi, dar tu nu ești atenă? Păi, eu sunt brunetă și am și fire blonde. Da, da, continuu. Și am încercat să-l urmăresc, dar de unde să știe unde se duce dacă el nu-mi spune? Și de asta vreau să te ocup tu, pentru că tu știi cel mai bine. Dar și pe cea a lui Adi. Domnule Ernest, sunt sigur că femeia asta mă înșală, deci nu mai pot. Dar luați-o mai ușor, curând. Sunt sigur 100% că mă înșală și sunt foarte supărat din cauza asta. Vă rog frumos, dați-mi un pahar cu apă. Sunt sigur că mă înșală, deoarece am văzut la televizor azi de dimineață de la doamna Niti Sandu că Mercur este retrograd. Și știți ce înseamnă asta? Nu, ce înseamnă asta? E, domnule Ernest, când Mercur era retrograd, ce făceam eu pe vremea asta? După ce am aflat atâtea detalii compromițătoare, ne-am trimis detectivii particulari să-i urmărească pe Vlad și Alina și să dezgroape toate mizerile aruncate sub preș de cei doi. Detectivii sunt pe poziție. Ziua 1. Cei doi intră în bloc. Uite, uite ce au găsit detectivii noștri. Doamne, ce nu pot să cred! Gura de ia uite, au ieșit din bloc deja. M***i de mă omor când o văd. Să salute. Vai de viața lor. Nu, deci eu nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Uite, uite, ies din bloc. Uite, salută. Nesimțitule, cum ai spus? Tot ziua e aia. Bă, te omor. Bă, dar nu poți să-l asigur, te lucră. Lasă-mă în pace! Dă-te-mă puțin! Vlad! Vlad! Pune-o jos! Pune-o jos!
Nu, nu-l fura! De ce ați făcut asta? Noi credem că este mai bine să rămână așa. Până la urmă aș înșela și 7 fete pentru ea. Ce avem noi nu are nimeni. Și tu, Alina? Eu m-am vrut în iubit. Adică pe Vlad? Nu, m-am iubit. După 2 luni, situația pare că s-a liniștit. Cuplurile sunt din nou fericite, deși în altă combinație, și își pot relua liniștiți viața. Suntem mult mai liniștiți, viața noastră este mult mai bună. Pot să spun că stau mult mai bine cu nervii, sunt mult mai liniștit fără ea. Ne-am refăcut viețile, ne-am găsit pe altcineva. Și noi ne-am refăcut viețile, nu mai avem resentimente, suntem foarte fericiți și vă așteptăm la nunta dublă de la vară. Salut și bine v-am găsit la Boboc Warrior, emisiunea care pregătește bobocii să treacă liceul. Să vă prezentăm concurenții noștri. Cum vă numiți și de unde sunteți? Mă cheamă Vlad și sunt de pe strada aia, știi tu. Da. De ce ați venit? Eu am venit aici ca să arăt ce pot, că eu am talent, dar n-a fost el descoperit și vreau să arăt tot ce pot eu. Bravo, Vlad, hai că postat, hai că le-ai zis tot, bravo, bravo. Vreau să-mi fac agică, da. Și dumneavoastră cum vă numiți? Raluca. De unde veniți? Nu contează de unde vin, contează unde vreau să ajung. Ok, și de ce ați venit? Ați venit să câștigați? Nu, în viață nu este despre a câștiga. Am venit aici să-mi depășesc limitele și să miros păpădii. E o metaforă. Și aceștia sunt concurenții din această seară. Urmează prima probă, întârziat viteză. Hai, dar hai că poți, dar hai, hai, hai! Run! Ce faci? Domnișoară, ce cu tine la ora asta? Tu ai văzut cât e ceasul? Doamne ferește, Doamne ferește! Fără cuvinte! Fără cuvinte! M-ai lăsat fără cuvinte! Da, da, sigur. Înțeleg, poți să mergi la loc. Ne-am stat la proba 1, dar concursul trebuie să continue cu proba 2. Proba următoare, da. Băieții! Băieții! Hai, trec, e fata aici!
fac, dar pentru mine nu mai am. Iar acum urmează ultima probă. Iar așa am uitat adeverința. Bună, dragi prieteni, și bine ați venit la ultima ediție a acestui sezon, finala Bravo Air Class. Să cunoaștem juriul! Domnilor și domnilor, avem premieră pe domnul Stotă. În continuare primiți-o cu aplauze pe frumoasa doamna Luță. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Cornel Gheorghe. Aplauze pentru ei. Bravo, hai stea. Să intre concurentele Antonia, Petruța și Daniela. Petruța! Iarna timpurie, numai bună pentru mers la... Prune! Da! Noi mergem la prune! Mie-mi plac prunele! Prune! Am înțeles, interesantă decizie. Ascultăm părerea juraților. Mulțumim, Milica! Domnișoara, te-ai uitat la ceas? Nu comentez! Nu pot să comentez așa ceva! Doamna, nu! Mie-mi place ceea ce ați făcut. Mi se pare că sunteți exacerbat de incredibil. Ceea ce reușiți să faceți cu niște bucăți de material este pur și simplu artă. Felicitări! Da! Deci, din punct de vedere cromatic, stilistic și așa mai departe, mie îmi place. Dar nu-i zic moment. Pentru mine, postele la fără, nu mă interesează, n-ai moment, tipar de la nu treci. Hai! Coane, n-ai clasă. Nu. Puișori, bravo, aveți clasă. Hai, fă-ți ce-și făză! Nu poți? N-ai clasă! Să îi îndepinăm cum se convine pe Bogdan și Alexandra.
zile, unde te crezi tu aici? Unde te crezi? Domnul state, facem ceva, facem chetă. 50 de bani, 50 de bani, că nu pot așa ceva. Domnule Cornel, calmați-vă. Copiii aceștia sunt incredibili. Când i-am văzut, parcă Sfânta Fecioară mi-a arătat secțiunea de aur a acestei emisiuni. Voi copii, sublim, sublim. Da, deci nu înțeleg despre ce emisiunea asta. Deci n-are nimeni echipament. Eu nu știu de ce am venit aici. Eu sunt de acord cu domnul Cornel. Eu vreau să-i dăm 50 de bani pentru că atât aici un echipament. Deci de ce echipament? Deci tu nu-i trebuie să-ți departe la aveți un logo, un... Nu. Eu... Nu, nici voi n-aveți casă. Voi aveți casă. N-aveți rezistență, n-aveți viteză, toate, n-aveți poate. Clasa, sunteți de acord cu decizia juriului? Asta e, se pare că avem doi câștigători. Bine v-am regăsit, dragii mei! Eu sunt Ana Maria Prodan, ex-reghegaun, și vreau să vă spun că în fermele gospodarilor se cerne recolta de fete. Rămâne însă marea întrebare. Cine va reuși să câștige inima flăcăului nostru, pe care îl vom cunoaște chiar acum? Haideți cu mine! Ia bună, dragii mei, îți bagi ca o muiere. Aici lângă mine se află frumoasa mea măicuță, care vreau sigur cu de la lume, să caut o soață care să o iubesc. Pe care? Băiete, stai drept! Pe care să o iubești, pe care să mă respecte. Stai pe fiică Dumnezeu. Și de mine! Și de mama. Și să știa să gospodării. Să mulgă vaca! Să mulgă vaca! Să mulgă vaca! Da, da, să-i placă băiatului. Să rămână, domnișoară, mă bucur că ai venit pe mine. Cum îți zice ție? Alisa mă numește, am venit de la București pentru că m-ai fernecat cu sinceritatea și ochii tăi. Bine, da, e gata la muncă. Hai, draga mea, că te pun eu la treabă, vedem de ce... Prima proba a soacrei, fânul. Hai, mamă! Hai că te învăț cum să punem fână, ce zici? Da, mama, soacră. Te descurci? Da. Hai, fată! Uite-mă, fata mea, că nu e greu! Că se pune imediat! Eu la anii mei și la vârsta mea, cum pot, fată, și dacă eu pot? Cum să nu poți, mă, ce o fi așa de greu? Ești el un fân, nu e cine știe ce! Olo, maica, ce faci, fata, aici, la cilișa, la mine, în fân? Bă, ai văzut ce am făcut eu? Păi așa să facem, a? Așa să face? Vali! Vali, vino încoace! A fost să vină, Vali! Hai mă, Vali, vino mă, mamă încoace, că nu e în stare fata asta de nimic. Păi da, eu pun fânul pe capră și ia mi-l de jos, cu mâna. Păi așa să face, mamă? Păi și care e problema, mamă? Se învață fata să pună fânul. Se învață, mamă. Bine, mă, mamă, ia învață-o tu, că eu mă chinuie aici pentru voi. Ia, du-te tu și învață-o. Nu e fânul cea mai mare problemă. Bă, dacă zici tu așa! A doua proba a soacrei, ciorba de găină. Asta e mițica mea. Trebuie să o tăiem, să facem o ciorbiță. Ce milă mi-e mă de aia, că trebuie să mănânci și tu, nu? E scumpă e așa, da? Asta e, mai avem și alte mițici. Ia, păi tu? Sigur? Ia-o. Aolo, Doamne, aolo! Confesiunile soacrei. Mă, mamă, eu vreau să te gândești bine, că ești viața și sufletul meu, anii mei. N-ai văzut că nu e în stare de nimic? Nici cu fânul, nici cu găina, cu cocoșul, nu mai zic. Tu ce zici, mamă? Mamă, ți-i mai dă-mă așa, spui tu face față de casă. Promiți, mamă? Da, promiți. Și mai ce? E și frumoasă, e? E, bine, hai că e frumoasă. Hai, adu-o, vino încoace, mamă. Hai, Alisa, vino încoace. Aolo! Găneata! Oprește găneata! Vă să rupe lănțul! Aolo! Aolo, Gucci! Uite, mă, mamă, că nu e în stare nici la porță de ea. E la fel de înătângă ca răposatul de tactul.
Dumnezeu să-l ierte, fiind țărâna ușoară. Gata, mamă, mai suport. Eu, aici ne mutăm la București, ne luăm apartament, gata. Mamă, suflă-ți nasul, că gata, răcești. Sărâna, mamă. Așa, unde rămâsese, exact. Gata, iau apartament prin la București, nu mai suport, mai stau aici, gata, e salată viața la țară. Aoleu, mamă, ce-oi face tu la Bucureștiul ăla? E plin de oameni, mamă. Plin. Du-te, mamă. Fie... Să aveți noroc. Ai, n-am ce să fac. Ai. Ce să fac? Pa! Pa, mamă! Pa, mami, ne vedem azi, da? Facem dragostea rurală. Delia Matache. Carla's Dreams. Și Ștefan Bănică vă prezintă CNVV Factor. Bună, spune, te rog, cum te numești? Mă numesc Jubleana Andreea. Și pentru cine ai venit? Pentru mine sau pentru colegul meu Mihai? Sinceră să fiu, pentru Mihai Bendeac. Dar acum că vă văd în persoană, m-am răzgândit. Mihai, pleacă! Ok. Bun, eu sunt Vlad Drăgulin și spune-mi ceva despre tine. Eu sunt fratele Isimbre sau ei în timpul liber. O iubesc foarte mult și am venit aici să o susțin și am maximă încredere în ea. Iar pentru doamna Delia, doamna Delia, dacă vă uitați la asta... Da, doamnelor și domnilor, aceștia au fost concurenții. Haide, Mihai! Să te iei! Bună seara! Oops.
seara, domnilor și domnilor! Și bine v-am găsit la Boboci la cuțite! Să cunoaștem concurenții, Bogdan și Ada! Bogdan, am 15 ani și visul meu e să devin contabil. Contabil? Dar Dani, ce legătură cu asta? Știu. Și îți place să plătești? Nu. Deci de ce ai venit aici? Pentru că l-am adus eu. Numele meu este Adam, îmi place plating-ul de mică, la moți mi-am aranjat singur obiectele pe tavă și nu prea m-am priceput la cât ideea asta, l-am adus pe Bogdan să mă ajute. Hai să facă plating-ul. Încă, dar puteți să punem pe bani. Cătăline, e tiramisul din lapte pe pizza. Nu, e moș de dihor. La trei mai zis, da? Unu, doi, trei. Hai, băieții, să vedem. Florine, dar nu ca data trecută. Nu, nu, de data asta bine. La 3, da? Da. Hai, 1, 2, 3. E desert, măi, desert, v-am spus eu că e desert. Băieții, e genial. Ai mai gătit asta undeva? Lucrezi în domeniu? Nu. Eu, da, visul meu este să lucrez într-o bucătărie. Domnilor șef, dacă ați putea să mă luați în echipa dumneavoastră... Da, e genială! Nu. Prietene, tu ai pus laptele prima oară? Unde ai învățat tu să faci așa ceva? Bogdan, ți-am spus să punem merișoare. Nu am pus. Păi foarte bine, Bogdan, cine vrei pune merișoare în cerele? Băi, chiar bine, mă. N-a pus nici merișoare. Eu zic că e perfect. Nu știu ce să zic. Dar tu, Cătăline... Da, mă, e bine, mă. Nu. Mai uităm la ceva? Hai, bă, că nu-i nimic bun la televizor. Ai dreptate! Pa!